și în ultima ediție Fabrică facem totalurile anului. Un an în care a fost ales președintele țării, în care au fost pornite unele reforme, majoritatea dintre care cu stângul. S-a mimat combaterea corupției, am primit oaspeți înalți, am asistat la o încercare de atac Raider și am sperat că va fi bine. Cu ce ne-am ales din toate acestea? Aflăm imediat. Sună Dale Morari, bine am găsit la Fabrică. În această seară de vineri discutăm cu analiștii politici Nicolae Chirtoacă, Anatol Țăranu, Alexei Tulbure, Bogdan Sârdea și Igor Boțan. Bună seara, domnilor, bine ați venit la Fabrică. Domnule Chirtoacă, care ar fi totalurile anului potrivit dumneavoastră? Un an rău, un an bun? Un an nici prea rău, nici prea bun. A tot depinde de ce am așteptat de la acest an, cum am văzut anumite evoluții politice, care sunt, să zicem așa, indicatorii sintetici, care acum, la finele acestui an, ne permit să ajunge la anumite concluzii. Ce s-a întâmplat în economie, în sfera social-economică, în ansamblu? Deci, cum a funcționat sistemul de partide, sistemul politic? Da, într-adevăr, este o deschidere nemaipomenită și un sprijin din partea Uniunii Europene. Am valorificat la maximum ce s-a întâmplat cu reglementarea diferendului transnistrean după atâtea promisiuni foarte optimiste și viziuni de la începutul anului. Dar elementul de bază, desigur, este dezvoltarea economică. A fost relansată. Sunt premize pentru a relansa economia națională sau nu? Ori echipa guvernamentală încearcă să ne convingă că în ansamblu, în acești trei ani am avut o medie de aproape 14% de creștere a produsului intern brut. Economiștii mai independenți ne spun că tendințele sunt foarte negative, adică spre sfârșitul anului, de fapt, ne mirim în recesiune, care, de fapt, suntem în pragul crizei economice. Creșterea, nu este vorba de creșterea PIB-ului, este vorba de jur de maximum 1%, 0%. Problemele care, stabilitatea, apropierea de Europa, reformele care ne cer autoritățile de la Bruxelles, mă refer la lupta cu corupția, corupția la nivel cel mai înalt, fiindcă corupția a devenit sistemică. Și reformarea sistemului judecătoresc, dar nu de dragul judecătorilor ca să-și creeze încă o corporație, dar ca să se facă dreptate. Adică există sau nu există în timp de un an, a pus bazele unui stat de drept sau mai batem pasul pe loc. De ce se întâmplă? De ce am intrat în această? Care sunt cauzele profunde a stagnării? Avem elemente oligarhice, tot mai mulți și mai mulți analiști serioși, specialiști în domeniu, care operează cu criterii politice, politologice, își dau seama că noi n-am evitat o fază prin care trec și în care s-au înglodat foarte multe state din spațiul post-sovietic, se numește stadiul oligarhic. Atunci, deci noi abia intrăm în această fază? Nu, deja ne aflăm. Deja nu ne aflăm, fiindcă faza oligarhică merge împreună cu luarea statului în captivitate. Majoritatea instituțiilor statului sunt dominate de anumite grupări care iau decizii nici pe departe care într-o atmosferă sau în conformitate cu anumite reguli democratice. Care este regimul potrivit politic? Experienței mondiale, această fază cât de mult ar putea dura? Ca să știm de ce să ne pregătim. În total 40 de ani, dacă nu suntem, rămânem în starea asta de inconștiență quasi totală, ne complacem în niște enumerări, abordări statice, operăm cu noțiuni democrație electorală, mai puțin electorală, economie de piață, dar nu ne dăm seama că este o anumită natura acestui regim, care este oligarhic, este antipopulară în esență. Nu poți face, nu poți lupta cu corupția dacă nu ai separarea puterilor. Nu poți face dreptate dacă procuratura nu este independentă. Judecătorii niciodată, dacă chiar fiind și având salarii mai mari, nu vor considera că ei sunt datori cuiva, fiindcă sistemul deja este corupt, nu integral. Desigur, sunt anumite scheme, anumite eșaloane ale corpului de judecători care sunt corupte, care conlucrează cu grupările oligarhice. Scandaluri peste scandaluri care au doar un singur moment pozitiv. Noi aflăm care este, cum se manifestă concurența dintre aceste grupări, în special cele care sunt la putere. Opoziția nu își îndeplinește rolul. Ea se radicalizează și nu este una constructivă. Ea vrea cu tot din adinsul la putere, nu ne propune niciun program concret. Asta e situația, e atmosfera, de fapt, cu care terminăm acest an. Desigur, în ajun de Revelion îți dorești o dispoziție mai pozitivă, mai optimistă. Deci să vezi un pic în culori roz, dar cu părere de rău, realitatea este... Ar fi bine să fie un realist. Da, cu părere de rău, noi suntem nevoiți, suntem obligați să fim realiști. Domnul Țăranu, dumneavoastră, cu ce impresie vă uitați înapoi în acest an? Păi iarăși, dacă e să abordăm, deci să aplicăm metodologia propusă de domnul Chirtoac, da, ne găsim în faza oligarhică a dezvoltării noastre. Deci țările care au avut aceeași traiectorie ca și noi
trec și ei prin această perioadă. Deci nu am fost cu șapte stele în frunte ca să evităm o fază istorică, după toate probabilitățile, absolut logică, sau dacă cuvântul absolut nu este bun, logică. Și atunci, întrebarea dumneavoastră este bună. Cât timp va dura această plăcere pentru poporul Republicii Moldova? 40 de ani? De la Moisei? 40 de ani. Două generații. Două generații, tot e bine. Dar de... Pentru ceasă și Moisei ar trebui să existe. Da. Sincer vorbind, cunoștințele mele în politologie sunt cam șubre din ceea ce privește două generații. Ar putea să fie și trei și patru, dacă nu o să ne ajungă minte. Bun. O întrebare mult mai interesantă ar fi fost dacă puteam să evităm această fază. Eram oare capabil să facem acest lucru? Nu cred că se va găsi un om care poate să răspundă la această întrebare cu toată certitudinea. Sunt niște perioade logice în istoria oricărei societăți. Noi am ieșit dintr-o societate totalitaristă, o societate unde au fost denaturate relațiile de proprietate. Și cred că perioada aceasta oligarhică este logică în acel sens că cum nu mai s-au deschis puțin sub apele, oamenii au început să folosească la maximum această posibilitate de a te căpătui în condițiile când există proprietatea privată. Proprietatea privată nu este o panacee în toate cazurile. Proprietatea privată creează anumite condiții favorabile pentru dezvoltarea societății, dar pentru aia trebuie să existe o serie de condiții. În primul rând, dictatura legii. Legea trebuie să fie aceea care, hai să spunem așa, stăpânește anarhia proprietății private. Noi, din păcate, acest lucru, anume legea, nu o avem. Una care funcționează impecabil, sau cel puțin se apropie de acest ideal. Dar dacă e să judecăm în exclusivitate, doar în termeni, hai să spunem așa, pragmatici, în ceea ce privește anul, și facem abstracție de o perioadă istorică îndelungată. Pur și simplu, luăm anul 2012. El își are și realizările sale. În acest an a fost ales președinte. Da. Doi ani n-am fost capabil să facem acest lucru. E o mare realizare. Păi, cum să privești? Opoziția spune că aceasta nu este o realizare, este o antiperformanță. După părerea mea, este o realizare în acel sens că clasa politică până la urmă a fost capabilă din mișcarea a treia, mi se pare, să susțină acest examen de maturitate. Bine că a făcut. Ce am avut încă în acest an? Nu s-a prăbușit sfera socială. Am fost capabil cât de cât să o mențin. În țările vecine lucrurile s-au produs mult mai dramatic, iar în comparație doar. Eu sper că în acest an politicienii noștri au învățat niște lucruri, cel puțin în ceea ce privește promovarea politicii externe. Aici, indubitabil, am punctat. Avem o relație bună cu Occidentul, avem o relație satisfăcătoare cu Moscova, avem niște ajutoare care, practic, ne acoperă necesitățile vitale în condițiile când toată lumea în jur este în criză și noi ne găsim în criză. Sunt realizări? Da, sunt realizări. Dar dacă e să privim foarte critic, păi o să găsim o sumedenie de lucruri care face ca acest an să fie apreciat în termeni destul de sumbri. Democrația a funcționat cu mari sincope. Clasa politică s-a oligarhizat. Deci, din păcate, sărăcia nu s-a retras, a rămas, dacă nu pe aceleași poziții, foarte puțin a fost devansată. Bun, guvernanții vorbesc că bugetarilor le s-a mărit salariul cu vreo 10%, dar aceste mari pe fundalul creșterii prețurilor, deci, eu cred că această realizare a fost pur și simplu înghețită de această creștere a prețurilor. Nu cred că se vor găsi foarte mulți oameni în această țară care ar spune că anul 2012 i-a făcut să trăiască mai bine. Dar
se vor găsi și de acei care au spus, da, a fost un an excelent în acel sens, dar ei sunt foarte puțini. Și nu ei determină, de fapt, hai să spunem, atmosfera generală în Republica Moldova. Dar în acest an ni s-au spus niște lucruri. Ni s-a spus că va fi summitul de la Vilnius, unde vom semna niște acorduri cu Uniunea Europeană. Aceste acorduri, nu obligatoriu, dar ar putea să deschidă niște perspective, niște orizonturi noi, și aceasta deja este un pas înainte, cel puțin ne creează o așteptare optimistă. A fost un an greu, un an complicat, un an pe care noi toți l-am trăit. Domnule Tovără, știți, când devenim mult prea pesimiști, așa și se cere să spunem că putea fi și mai rău. Dar totuși n-a fost. Nu o pare? A fost un an dramatic. De o parte, situația de multe ori era pe muchia cuțitului, putea să evoluționeze în orice direcție, pe de o parte. Pe de altă parte, a fost un an ilustrativ. Cine a ilustrat acest an? Pentru mine, de exemplu, acest an ne-a arătat cât de firavă este democrația noastră. Noi am văzut cu ce ușurință se încalcă legislația, Constituția, procedurile, cutumurile, practicile stabilite și cât de departe putem noi merge în negarea tot ce până acum am numit democrație moldovenească. De fapt, în condițiile unei țări care nu are resurse naturale, nu are sisteme performante bancare, pe aici nu circulă fluxuri financiare internaționale, nu avem tehnologii, buna funcționare a instituțiilor statului, buna guvernare, democrația, asta e o resursă foarte mare, care noi am irosit-o în acești ani și în special în acest an. 2002. Și totuși această guvernare, această putere a fost aleasă de către noi. Ne place acum sau nu? Da, a fost aleasă în 2009, da. După asta în 2010, dar și-a pierdut legitimitatea, cum am mai vorbit de mai multe ori, după ce au încălcat Constituția în procesul de alegere a președintelui. Acest an ne-a arătat încă ceva, că această guvernare nu are soluții. De ce spun asta? Nu are soluții pentru toate cele probleme care stau în fața noastră. De ce spun? Pentru că tot în ce au fost ei cât de cât consecvenți, activi și pe alocuri eficiență, asta e în atacurile asupra opoziției, în distrugerea opoziției și chiar m-aș fi mirat să fost altfel. Astăzi, în luările de cuvânt, la finele sesiunii de toamnă-iarnă, toată lumea, reprezentanții alianței au dat vina pe opoziție. Eu am spus că asta e tot timpul e o poziție mârșăvă și potlogară. Eu chiar așa mă exprimam tot timpul când spuneam că să dai în opoziție după 3 ani de guvernare, asta deamă-i culmea. Știți cum? Te-am trebuit găsit și alte scuze. Nu trag învățăminte, asta e altă concluzie. Ce învățăminte nu trag? Nu văd diferență mare între ceea ce au făcut predecesorii dumnealor și ceea ce fac ei. Nu înțeleg un lucru. Că consolidarea democrației, transformarea democrației în proceduri și într-un automatism oarecare, asta e garanția siguranților pe viitor. Nu poți guverna țara în regim manual, așa cum s-a făcut până acum. Ei fix același lucru al fac și concluzia mea este, și acest an a arătat asta foarte clar, că Alianța pentru Integrare Europeană o va sfârși fix așa cum au sfârșit-o și predecesorii săi. Însă, soarta lor poate fi mai dramatică, mai tragică chiar, pentru că ăștia au produs atâtea fără de legi, că eu cred că viitoarea guvernare, dar eu n-am absolut niciun dubiu. Dar și ceilalți au produs multeșoare. Da, 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 au produs și ceilalți, dar aici mi-am pare că obrăznicia ăstora este cu mult mai mare și mi-am pare că următoarea guvernare, dar am niciun dubiu, că după alegeri vor fi arți la putere, primul lucru care vor face, vor declanșa procese judiciare deschise, transparente, democratice, împotriva unora
dacă nu tuturor celor care au încălcat legea parcursului. Domnul Tugur, aici chiar aș vrea să vă dau dreptate, dar din păcate ne s-a promis același lucru și în 2009, că imediat ce vor veni la putere se vor declanșa procese deschise împotriva... De ce spun fără așa? Fără legilor făcute de fostă guvernare. Nu s-a întâmplat. Pentru că trag învățăminte și cei care sunt în opoziție. Ce e asta opoziție? Opoziția asta e o... posibilitate fantastică să te uiți la tine însuși, dintr-o parte. Cum ai fost tu, ia ca uite, asta erai tu. Acum, ca să nu să mai repete circulația asta fără de legilor și a porcăriilor la infinit, cineva trebuie să schimbe. Și eu sper că opoziția de astăzi, sau cei care vor fi la putere, cei nu vor fi așa. Ori începe schimbările. Eu presupun că atunci când comuniștii erau la putere, ei nu credeau că vreodată vor ajunge în opoziție și de ce procedau așa cum procedau. Fix și ăștia din alianță consideră că întotdeauna vor fi la putere și de ce și procedează așa cum procedează. Totuși, domnul Țirde, cum a fost acest an? Bine, eu aș cuantifica sau aș cataloga într-un fel prin două categorii, adică prin categoria proceselor care se desfășoară și prin categoria evenimentelor. Prin categoria proceselor, desigur că, pe de o parte, am avut un proces de continuă scădere a creșterii economice, deci, practic, la final de an ajungem la baza zero. Da? Pe de altă parte, deci, dacă privim în plan politic, am asistat la un continuu proces de oligarhizare a fenomenului politic, deci, și nu doar la nivel parlamentar și guvernamental, dar și la nivel local. Poftim argumentul în alegerile locale din Găgăuzia, din 35 de candidați, 20 sunt businessmani. Deci, și în rezultat, speaker devine un oligarh local, un milionar, da, care toți îl cunosc că este oligarh și conectat cu anumite interese oligarhice, apropo de altfel, din Chișinău. Deci, pe de-a treia, totodată, un proces interesant pentru mine a fost și cartelizarea mass-media. Noi am observat, deci, închiderea canalului NIT, tentativa de modificare a codului audiovizual prin care să se formeze definitiv cartelurile mediatice în mâinile actuale alianțe. Deci, aceste lucruri, desigur că pe mine, cel puțin, mă face să fiu foarte atent. Pe de-a patra parte, noi observăm și un proces, dacă vreți, de reiderizare a economiei, da, de monopolizare a economiei, de reiderizare a economiei, de reprivatizare, dacă vreți dumneavoastră, a anumitor bunuri economice ale statului și a cetățenilor. Noi am avut zeci de scandaluri în acest an când am observat tentative și chiar unele dintre însele performante, deci soldate cu rezultate pozitive, în sensul atragerii proprietății de stat. Da? Deci noi observăm, ba la Cafenea, Gugus tentative, ba la insula nu știu care de la Suculeni, ba cu grâul, ba cu autobuze, ba cu nu știu ce. Deci fenomenul ăsta a demarat, mă înțelegi, tot anul noi am avut scandaluri, ba la Moldsilva vând pădurile pe un capăt, iată altele. Am văzut nota. Deci permanent noi observăm, mă înțelegi, scandaluri de corupție, reprivatizări, privatizări, etc. Deci un fenomen foarte periculos care arată că și instituțiile de drept sunt acaparate, și instituțiile statului, și acum are loc acaparare economiei, definitiv, mă înțelegeți? Asta din perspectiva aceasta. Totodată un alt proces, eu despre evenimente voi vorbi mai târziu, dar un alt proces este pauperizarea continuă a populației. Uitați-vă de ce se întâmplă. Noi observăm dacă numărul programelor sociale se reduce în mod dramatic. S-au introdus niște cuantificatori pentru oferirea sprijinului social care îți pui mâinile în cap. Da? Dacă tu ai televizor, televizor nu primește, mă înțelegeți, sau ca să beneficiezi de ajutor social, trebuie să produci lucrări publice. Păi unde s-a văzut? Eu înțeleg că suntem săraci, dar chiar e o umilință, mă înțelegeți, a unor categorii sociale care și așa se simt nu tocmai bine. Și pe de altă parte, eu vreau să spun, în viziunea mea, deci și o erodare a democrației, despre care, deci, au vorbit colegii mei. În ce sens? Fiindcă de fiecare dată, deci, am mers la limita procedurii, ca să nu zic că am încălcat procedura. S-a încercat să se modifice regulamentele Parlamentului acolo, să nu permite opoziției să vorbească. S-au închis canaluri, da, se lucrează cu procuratura contra unor partide parlamentare și extraparlamentare de opoziție, etc. Deci noi observăm, deci, o degradare într-un fel anumit, da,
procesul democratic, sau mai corect spus, o continuare a procesului de degradare a calității democrației în Moldova. Și ca să finisez cu procesele, în viziunea mea, deci, un proces tot dramatic este erodarea nu doar a credibilității alianței, este erodarea credibilității instituțiilor statului și erodarea statului în general. Eu mă refer aici, deci, nu doar la faptul că a scăzut dramatic încrederea în președinție, suntem astăzi la 20%, când cândva aveam 40-50%, în guvern, în parlament. Deci toate au în jur de 20, chiar mai puțin procente, mă înțelegeți? E o chestie dramatică. Asta înseamnă că oamenii nu au încredere în instituțiile statului. Deci asistăm la anomie social, deci se încalcă legile. Și totodată, deci, noi distrugem instituțiile, fundamentul statului, prin reformele care le facem în armată, în poliție, prin disponibilizările astea masive în anumite ministere. Deci eu nu cred, și plus, pe de o parte, noi legalizăm partidele și mișcările unioniste, nimic contra nu am, și marșurile, dar pe de altă parte, noi interzicem anumite simboluri ale unor partide, așa zis, stataliste, da, care pentru mine, cel puțin, creează o anumită, știți, suspiciune că ceva nu se face. Despre iată aici concluzionez, da, la nivel de procese. Despre evenimente vorbim pe parcursul emisiunii. Domnule Boțan, analize sumbre s-au făcut? Nu cred că sumbre. Am văzut diferite opinii și este important că opiniile sunt diferite și se completează. Eu pot subscri sub ceea ce au spus colegii mei, dar eu totuși consider că anul care se încheie a fost un an al surprizelor. Și parafrazându-l pe domnul Dorin Tudoran, am să zic că surprizele se întâmplă fiindcă nu se întâmplă ce ar trebui să se întâmple în Republica Moldova. Putem să luăm pe rând. Cum a început anul curent? La 15 ianuarie trebuia să aibă a doua încercare de alegere a șefului statului. Surpriza este că în loc de această încercare am avut o declarație a liderilor alianței despre organizarea unui referendum. Apoi vine o altă surpriză. În loc de referendumul promis, ne alegem cu o candidatură pentru funcția de președinte care este aleasă. Este vorba despre domnul Timofte. Și aici iarăși surprize. Potrivit acordul alianței, domnul Lupu trebuia să devină președintele țării și a devenit domnul Timofte, așa cum spuneam. Domnul Ghimpu, care trebuia să devină președinte de parlament, a devenit membru al biroului permanent al parlamentului. Deci sunt lucruri așa surprinzătoare. În loc de creștere economică, surpriza este că avem, în cel mai bun caz, stagnare. În loc de demisie, avem mulțumiri și rămânere în funcție. Deci toate aceste surprize în această perioadă de vacanță ne convinge că Moș Crăciun există. Moș Crăciun. Pentru că fără Moș Crăciun aceste surprize ar fi imposibile. Iar domnul președinte Timofte poate confirma că Moș Crăciun există și eu cred că el niciodată în viață nu va nega acest lucru. Eu aș vrea să începem să vorbim despre cele mai importante evenimente ale acestui an, dar o facem după o scurtă pauză, îmi spune regia. Rămâneți că noi revenim în câteva clipe. Am revenit la fabrică și trecem la cele mai importante evenimente ale anului. Domnule Chirtoacă, încep cu ceea ce mă doare cel mai mult, combaterea corupției. În acest an noi am lansat, a fost creat CNA-ul, a fost creată Comisia Națională de Integritate, a fost pornită reforma justiției, se face ceva în domeniul judecătoresc și ne întrebăm, cum se luptă cu corupția? Dacă am face totalizări? Eu nu cred că noi suntem martori unei lupte aprice cu corupția. În general, actuala guvernare doar se apropie cu pași foarte mărunți și într-un mod foarte neîncrezător în ceea ce privește, deci în general, stadiul final sau reformarea sistemului ca atare. Se creează impresia și foarte multe observatori atenți consideră că, de fapt, sistemul este memarea sistemului, adică memarea crearea unui sistem de luptă contra corupției. Fiindcă, de momentul când a apărut CNA-ul, iar CNA-ul, deci unele funcții le-a delegat Ministerul de Interne. De fapt, eu vreau să vă spun, Ministerul de Interne este într-o fază de reconstrucție. De reconstrucție, reformare, posibil modernizare, depolitizare. Deci, Ministerul are anumite funcții, Poliția are anumite funcții, Parlamentul a adoptat o lege, dar în ansamblu, noi cred că nu aveam, sau guvernarea nu are un concept foarte clar.
Nu că nu are voință. Uitați-vă ce se întâmplă cu elementul, unul din elementele cheie pe care îl propune actuala guvernare, lupta cu, deci, cu corupția. Este Comisia Națională de Integritate. Nu mă refer la personale. Cine a fost, în baza căror decizii a fost, cine promovează, care partid din alianță se face responsabil. Dar, în esență, este un element cheie, fiindcă el vizează o instituție care, în vizorul care trebuie să ne mirească cel mai înalt funcționare a statului. De orice rang, de la Parlament până la Guvern. Deci, această instituție, în mod normal, trebuie să conlucreze cu Centrul Național Anticorupție, care este instrumentul la nivel de executiv. Inclusiv și cu SIS-ul, care e și el într-o stare foarte amorfă, nu este clar ce se întâmplă cu Serviciul de Informații și Securitate, cu numirea noului șef. Adică, până atunci a fost o comisie națională, a fost un concept de reformat de strategie, acum totul este în suspans total. Deci, se vehiculează că au fost date afară deja 3 persoane destul de importante din SIS. În fond, așa se afirmă oamenii care vin din afara sistemului și încearcă să se impună într-un fel, terorizând, să zicem, ofițerii din alt rang și băgând frică în alții, ca să știe că, uite, a venit noul șef. Cu ce a venit acest noul șef? Care sunt viziunile lui? Cum are de gând să reformeze sistemul? Dar cel mai, elementul cel mai vulnerabil și care mă pune foarte mult în gardă și fără de care este imposibil să asigur eficiența unui sistem care a luptat cu corupția la nivel cel mai înalt, la nivel sistemic, este, desigur, procuratura. De momentul în care, să zicem, același șef al CNA-ului, care ne-a spus atunci când candida din nou, și de fapt a fost un mare spectacol, deci candidarea la funcție de șef de CNA, că au fost 134 de dosare urmărire, a fost pornită urmărirea penală contra 134 de funcționari care își vând funcția, se corup și aduc prejudiciu bugetului de stat și societății în ansamblu. Niciunul din aceste dosare n-a fost pus pe rol. Toate sunt puse pe rafturi. De cine? De procurori. Sistemul nu funcționează dacă procuratura nu este, la locul ei nu este funcțională și nu este funcțională sistemul judecătoresc. Deci noi vorbim de justiție în ansamblu, care nu este perceputul ca un element cheie a formării statului de drept. Noi nu vorbim despre consolidare, e scris în programul guvernului. Consolidarea statului de drept. Nici pe departe, noi trebuie să-l creăm de la zero. Statul de drept nu există în Republica Moldova. Nu există prin definiție. De ce? Fiindcă nu se respectă principiul separării puterilor, puterile sunt controlate de politic, și doi, fiindcă instituțiile sunt formate și numiți înalți demnitari după criteriul foarte personale. Toată istoria asta despre care doar s-ați povestit ieri în acest studio, despre faptul cum n-a fost acceptată reprezentanta societății civile, niște motive ridicule, stupide și care manifestă o ticăloșenie a politicului moldovenesc, este un exemplu foarte elocvent în acest sens. Domnul Saranu, ce notă am putea pune la capitolul lupta cu corupția? O notă prostă. O notă foarte... O notă foarte joasă. Pur și simplu nu se vrea? În mare parte nu se vrea. Nu se vrea, fiindcă o luptă eficientă împotriva corupției ar putea să aducă atingere anumitor interese. Dar de ce anumitor? La mai multe interese. Și atunci... În primul rând, celor din AIE. Normal, păi cine astăzi e cu lingura? Și atunci, dacă acest lucru se întâmplă, se face tot posibil ca lupta cu corupția să meargă în termeni fără conținut. Și în aceeași situație cu comisia aceasta de integritate, e de râsul găinilor. Este adevărat. Ieri, apropo, cu mare atenție am observat toate evoluțiile aici în platou, referitor. Tema a fost foarte interesantă. Mie mi s-a părut cam deocheată această propunere ca societatea civilă să nu participe la formarea Comisiei de Integritate. Dar n-au fost astfel de propunere. I s-a spus acolo că nu trebuie mai mult să se înainteze și așa mai departe. Eu în fond... Eu spus că nu sunt mai posibil că nu se mai înainteze, da. Eu cred că în fond conceptul creierii acestei comisii prin înainteri politice este vicioas. Eu cred că toată comisia ar trebui să fie formată din reprezentanții societății civile. Deci trebuie să fie desființată cea care există. Conceptul astăzi trebuie să fie schimbat și comisia trebuie din nou să fie formată. Iar membrii acestei comisii trebuie să fie selectați din zona societății civile, să treacă un concurs foarte riguros, iar politicul doar să fixeze la mod formal
deci formarea acestei comisii. În Parlament pur și simplu să voteze, da? A fost votat. Să voteze bugetul comisiei prin care o să... Da. Cel mai bine și asta e, da. Bugetul s-a votat, fiindcă fără buget nu poți funcționa. Și la asta s-a redus controlul politic asupra acestei comisii. Cum poți? De fapt, ce trebuie să facă Comisia de Integritate în Republica Moldova? Să le spună oligarhilor pe nume. Să-i nominalizeze. Pentru că asta este, de fapt, menirea acestei comisii la prima etapă. La etapa aceasta reală de dezvoltare a societății noastre. Domnul senator, crezi că la cei mai mari oligarhi din această țară ceva nu este ok în declarație? Eu cred că au zeci de juriști care lucrează asupra acestui lucru. Eu cred că nu este ok. Uitați-vă atent la declarațiile despre venituri a celor care poartă reputația oligarhilor și o să vedeți o discrepanță enormă dintre ceea ce este în declarație și ce cred oamenii despre ei. Și în acest sens, această comisie, de fapt, trebuie să purifice clasa politică. Fără această purificare, este foarte greu să mergem înainte. Și atunci, dacă s-ar crea acest filtru, foarte eficient, și clasa politică ar acționa după alte calapoade, după alte criterii. Dar eu cred că în zadar vorbim în general despre acest lucru. 4 din 5 membri sunt înaintați de către partidele politice. Păi, majoritatea aparține a ei. Noi despre ce vorbim? Noi vorbim despre vicietatea formulii de creare acestei comisii. Această comisie nu își va atinge scopul în condițiile când această comisie este creată după criterii politice. A, că deci, membrii comisiei trebuie să se detașeze deci legăturile pe care le au cu partidele și așa mai departe. Dar noi foarte bine știm că această detașare este imposibilă. Hai să te detașezi, o să găsească posibilitatea să te scoată de acolo cu toate... Își vor aduce aminte de un dosar care stă acum pe raftă. Da. Și atunci, iarăși, trebuie să înțelegem. Noi ne găsim într-o situație foarte complicată. Și această situație complicată a fost creată datorită faptului că am avut o guvernare vicioasă. Guvernarea comunistă, de fapt, ne-a creat această situație. Noi, în loc să luptăm, da, puteți să zâmbiți, domnul Boțan, dar asta este situația. Domnul Tumburi mai mult zâmbește. Toate problemele noastre vin datorită faptului că noi am ieșit din comunismul celălalt sovietic, care ne-a deteriorat, ne-a deformat sistemul economic, ne-a deteriorat mentalitatea, ne-a deteriorat relațiile sociale și așa mai departe. I-a făcut pe oameni să creadă că statul trebuie să le dea totul. Și noi trăim cu această mentalitate până în ziua de astăzi. Și după aia au mai venit comuniștii ăștia al lui Voronin, care au creat acest sistem oligarhic, au scos statul de drept totalmente, a rămas un singur om care decidea totul, iată, și după aia, deci, și la ce s-a redus toată lupta acestei societăți? Să-l dăm jos pe Voronin. Toate celelalte lucruri, despre totul s-au uitat. Nimeni n-a atras atenția asupra faptului că trebuie să implementăm o democrație funcțională, că trebuie, deci, statul de drept să funcționeze normal. Era suficient să-l dăm pe Voronin jos și după aia, deci, masele bucuroase au ieșit, au răbufnit în stradă, ura, iată l-am dat jos. O ars două clădiri zadnă. Da, pentru orice eventualitate, deci comuniștii au dat foc la două clădiri ca să aibă posibilitatea să mai rămână la guvernare, dar au greșit amarnic, pentru că noi putem să discutăm cât dorim acest lucru. Nimeni nu poate să-mi explice de ce după orele 2 sau 4, când toți oamenii au plecat în Piața Marii Adunării Naționale, poliția n-a luat clădirile sub oblăduirea sa. Și de ce clădirea Parlamentului a ars vreo câteva ore bune și numai după aia au apărut pompieri. Cunoaștem noi foarte bine toate lucrurile astea. Da, și cum ni s-a întâmplat că ambasadorul rus la Bruxelles a început să vorbească despre intervenția României în condițiile când nici flagul României nu era ridicat asupra Parlamentului. Foarte interesant. Dar asta și încă mai interesant este de ce Alianța pentru Integrare Europeană n-a răspuns la toate aceste întrebări. Cum ne s-a întâmplat această situație? Foarte interesant. Asta chiar este cel mai interesant. Da. Asta poate cel mai interesant în toată istoria asta. De ce comuniștii n-au răspuns timp de 4 luni când aveau comisie și de ce acum Alianța n-a răspuns? Eu sunt, de fapt, eu recunosc și validitatea acestor zâmbete ironice. Pentru că nu poți până la infinit să dai vina pe comuniști.
până la urmă trebuie să obții un rezultat în condițiile când există deja o guvernare care de vreo 9 luni nu are scuze. Bine, de exemplu, domnule Țăranu, de oligarhizare de astăzi, aproape totală, comuniștii sunt de vină? Ei, de fapt, hai să spunem, iarăși, dacă se mergem după conceptul domnului Chirtoac, perioada de oligarhizare este o perioadă, hai să spunem așa, una ferească pentru o societate care iese dintr-un sistem totalitar sovietic sau totalitar socialist. Aproape că e inevitabil. Și problema este cât de departe ajunge gradul acesta de oligarhizare într-o societate cum este a noastră. Putea să acum a ajuns mult mai departe. Eu cred că a ajuns mult mai departe. Sara, nu este logică, nu este ferească, nu este inevitabilă. Sunt exemple care demonstrează că au fost niște guvernări extraordinar de competente, care erau conștiente de aceste riscuri și au trecut prin această fază într-un termen record de scurt. Țările Baltice știu că noi considerăm că nu sunt relevante comparațiile între Republica Moldova. Da, a fost o deschidere nemaipomenită spre partenerii din țările Scandinave. Categoric, diaspora a trimis emisarii săi, niște oameni pregătiți în Occident care știau foarte bine, inclusiv și riscurile, pericurile care îi paște o țară în curs de tranziție. Dar uitați să venim la problema cheie. Combaterea corupției pentru moment este problema cheie de o importanță națională, fiindcă corupția distruge statul. Deci este un pericol la adresa securității care existenței statului Republica Moldova. Fiindcă cercurile oligarhice niciodată nu se opresc. Lăcomia lor este infinită și de momentul în care noi nu suntem conștienți de aceste riscuri și pericole, societatea rămâne extraordinar de vulnerabilă. Uitați-vă chiar cum procedează actuala guvernare cu mimarea. A să revenim la această comisie CNI-ul. E o invenție moldovenească acest CNI. Nu există nicio țară în care este o structură, chiar și cu tot respectul față de societatea civilă, formată din reprezentanții ei care trebuie să combată un fenomen din cele mai periculoase, care de fapt trebuie să ocupe cei mai buni profesioniști din structurile, din organele de drept. Și aici, de exemplu, în unele țări, ca Germania, aceste structuri sunt pe lângă Ministerul Finanțelor. Adică ele sunt niște servicii de recunoaștere internă, mai profesioniste decât contspionajul în unele țări. Fiindcă acesta este datoria cetățeanului și ei sunt conștienți de deci pericolul care vine din partea corupției mari. Noi ce facem? Noi mimăm, noi creăm o comisie, sunt delegații reprezentanței partidelor care se află la guvernare, deci își bat joc de reprezentanții societății civile de parcă iar avea acești reprezentanți genere vreo posibilitate cumva să influențeze procesul. Sunt numiți anumiți oameni loiali, cel puțin, dacă nu docili, loiali putere și asta se prezintă ca lupta cu corupția, cu cel mai mare pericol și cel mai mare flagel cu care se confruntă societatea moldovenească și care stă, e mai mult decât corupția. Sunt deturnări de fonduri în proporții deosebite mari. Asta deja a depășit corupția. Asta a devenit sistemic. Această problemă ține de esența acestui sistem. Concluzia, sistemul nu poate lupta contra sine. Fiindcă pentru a schimba, a rezolva problema asta din momentul când... Știți ce a spus Putin chiar nu de mult? Noi nu mai avem problema cu combate corupției. Fiindcă corupția a devenit o parte a sistemului. El a spus-o un pic așa ironic. Trebuie de schimbat sistemul. Dacă nu schimbi sistemul, îl va reproduce permanent sursa de corupție. Și există două modalități de a schimba sistemul, din exterior, ori din interior. Ce s-a întâmplat în cazul Republicii Moldova? Discutăm un pic mai târziu. Domnul Bolțan, de mult ați avut o replică. Da, vis-a-vis de oligarhi. Domnilor, eu cred că noi nu trebuie să complicăm lucrurile. Eu pot să întreb pe mulți stimați invitați, dar unde se iau deciziile în Republica Moldova? Unde se iau deciziile? Cadrul Consiliului Alianței... Exact. Deci, în cadrul Consiliului Alianței, acolo și sunt oligarhii. Nu-i mai căutăm la comuniști. Dacă ne uităm la definiția ce înseamnă oligarhie și ne uităm unde se iau deciziile cele mai complicate, când există blocaje, e acolo și sunt oligarhii. Eu nu știu ce au cu asta comuniști. Poate au. Comuniștii de azi nimic nu au, fiindcă ei, prin definiție, nu pot să ia decizii politice. Dumneavoastră, într-un fel, ne reproșați că... Nu, ei au format acest sistem. Consiliul Alianței? Nu Consiliul. Dar dacă doriți, să știți că și Consiliul Alianței l-au format ei. Indirect, adică de frică de comuniști... Desigur. Însă și existența comuniștilor produce... naște monștri. Da, dacă e așa, deci noi ne-am clarificat unde sunt oligarhii. În Consiliul Alianței, ăștia sunt adevărați oligarhi. Cei care iau deciziile și deblochează situațiile, ei sunt acolo. Și am înțeles că oricum comuniștii au ajuns pe toți acolo. Asta e altă problemă. Dar
în privința Consiliului Național de Integritate, stimați prieteni, hai să nu uităm, repetăm chestia asta. Această instituție a fost redenumită din Comisia Centrală de Control, care trebuia să-și înceapă activitatea 10 ani în urmă. Igor, dar o singură clipă. Numai că trebuie să spunem că Consiliul Alianței, pur și simplu, dintr-un organ de coordonare, s-a prefăcut într-un organ decizional. Asta e marele viciu a acestui organ, fiindcă Consiliul Alianței, ca atare, nu prezintă pericol. Alianța trebuie cumva sigur, să... Sigur, ei au adoptat decizia la 15 ianuarie, în loc să facă, să organizeze a doua încercare. Foarte bine înțelegi că nu despre asta vorbesc. Păi dar despre ce? Asta e foarte interesant. Dacă există o alianță politică, ea trebuie să-și coordoneze activitățile. Pur și simplu, deciziile luate în interiorul acestei structuri nu trebuie să fie decizii obligatorii pentru stat. Ei, de fapt, au substituit prin ei nu au încălcat nimic. Au substituit Parlamentul și Guvernul. Așa este. Asta înseamnă diferă președinția. Da. Pentru că, de exemplu, un viceministru nu poate fi numit dacă nu va fi discutat acest lucru în Consiliu și așa mai departe. Așa este, numai că acest lucru trebuie să fie demonstrat. Noi am clarificat cum comuniștii au contribuit la formarea acestui sistem oligarhic. Revenim la Consiliul Național de Integritate. Deci, Comisia Națională de Integritate. Deci, fosta Comisie Centrală de Control, care 9 ani de zile nu a făcut absolut nimic, dar s-au întrunit câteva ore, au făcut niște declarații. Sensul este foarte simplu. Înalții funcționari care intră în sistem trebuie să declare cu ce intre, că atunci când iese din el, cetățenii să se convingă că nu s-au îmbogățit datorită funcției. Asta este foarte așa reducționist necesitatea acestei comisii. 9 ani de zile această comisie practic nu a făcut nimic. Mor de râs dacă te uiți la declarațiile și așa mai departe. A venit Alianța, ei și deja de un an de zile Comisia Națională de Control de Integritate tot nu face nimic și este blocată. Și este blocată, asta e durerea noastră, că este blocată de cei care au o clauză specială în programul electoral, unde vorbesc că vor institui o comisie pentru etică, cum o numesc ei. Acum noi cetățenii ce să le spunem la chestia asta? Domnilor, nu se poate așa. Ăia au vina lor, care au fost până la ei. Dacă lucrau cum se cade, acum am fi avut pe policioare informație despre proprietățile și veniturile tuturor înalților funcționari. Dumneavoastră vă dați seama ce ar însemna asta pentru noi, pentru societatea noastră. Ce salt am fi putut face noi în integrarea europeană dacă 10 ani în urmă se începea acest lucru, am fi avut toată informația, eu cred că beneficiile pe care le-ar fi avut societatea de pe urma funcționării normale a acelei comisii, erau evidente. Cred informația, tradiția. Da, da. Păi, dar au venit ai noștri, pe care îi numim. Și de un an de zile blochează deci funcționarea acestei comisii. Și noi acum ce să zicem? Și atunci ne întrebăm, ai noștri vor fi în stare vreodată să ducă lupta cu corupția până la capăt? Dacă vor fi cu adevărat ai noștri. Eu, de exemplu, am anumite dubii. De ce? Când am spus că se mimează parțial lupta aceasta cu corupția, m-am referit la faptul că, iată, am văzut. Da, primarul general ne declară că asta el, hai să spunem așa, a sensibilizat organele de drept cu un jurist din primărie, tipurile ar fi implicat în scandaluri de corupție. Apoi avem și alt funcționar din guvern care sensibilizează procuratura că, iată, un ministru sau altul a participat la unei scheme. Deci, vedem permanent, dar percepția care se creează că, de fapt, sunt sacrificați, hai să-i spunem așa, pionii pentru a păstra sau a proteja, da, acei oligarhi care controlează schemele acestea care noi le vedem. Pentru mine, eu când spun că practic nu avem noi stat de drept în Republica Moldova, deci mă refer în primul și în primul rând, deci nu atât la CNI sau CNA, este evident, da, acest lucru, că sunt nefuncționale și compromise din start. Eu mă refer la faptul că noi avem două instituții foarte importante, care în viziunea mea, deci, sunt anacronice într-un fel și nu sunt reformate. Deci, și de unde vin toate relele, în viziunea mea, ce obțin? E vorba de Procuratura Generală și e vorba de Curtea Supremă de Justiție. De ce vă spun acest lucru? Anume, uitați-vă, CNI-ul, de exemplu, CNA-ul, da? Noi am avut aici, doar domnul Tetraru a spus de multe ori, că pe an iau câte 300-400 dosare sau ceva de felul, care le transmit și care sunt blocate. Noi am avut și declarațiile de la Curtea de Conturi, că iată, noi sensibilizăm opinia publică, sensibilizăm organele de drept și iar se blochează. Deci, pe de o parte, Procuratura Generală le blochează, asta e prima etapă.
Mai departe, când se începe procesul de judecat, treci toate nivelurile și se blochează la ultima etapă, care se numește Curtea Supremă de Justiție. Unde aici? De cel mai des. Da, există și Curtea de Apel. E adevărat. Dar cel mai des aici este elementul final al procesului de justiție, unde majoritatea dosarelor mari sunt practic compromise. Pe dosare mici există progrese. Haideți să recunoaștem că noi observăm în ultima vreme. La MAI se fac niște bani opți albe, niște restructurări, niște nu știu ce, la CNA tot se fac parcă ceva. Dar am în vedere pe dosarele mari, iată astea două instituții și vă aduc aminte aici domnul Butmalai când a fost în acest studio, dacă eu nu greșesc, și a spus că vreo 15, vreo 7 firme, da, au fost penalizate ca până la urmă dosarele lor să fie transferate acolo, la Procuratura Generală, unde au și înghețat. Și uitați-vă ce se întâmplă. Deci, astea două instituții, iată aici reforma trebuie să fie lovitura de grație. Ori lovitura de grație, cum se prezintă ea astăzi? Noi observăm, la Curtea Supremă de Justiție s-a început purificarea judecătorilor. Dar în ce sens? Se ia domnul Muruianu și se transferă de la Curtea Supremă de Justiție la Curtea de Apel. Și asta se numește reformă. Mă înțelegeți? Același lucru cu CNA-ul. Facem mare concurs. E pozitiv faptul deja că se face concurs. Iar aici vreau să atenționez telespectatorii. Un moment foarte pozitiv, până la urmă. Se face concurs și tot câștigă același reprezentant. Mă înțelegeți? Adică a fost tot un moment pozitiv în cazul doamnei Bostan, care a câștigat concursul organizat de către Comisia Juridică. Nu vă grăbiți, domnul. Deci, într-adevăr, au loc reforme. Curtea Supremă de Justiție se va ocupa cu lucruri foarte specifice. Ei vor face un fel de sinteză pentru aplicarea uniformă a legislației. Ei, practic, nu vor mai judeca cazuri. Deci, domnul Muruianu nu i s-a făcut niciun rău, s-a dus la Curtea de Apel, pentru că Curtea de Apel va funcționa ca o adevărată Curte de Apel. În fond, judecătorii... Deci nu pierde nimic. Deci, judecătoriile vor... Eu vă spun că asta se numește reforma. Se ia domnul Muruianu din Curtea de Apel și se transferă în Curtea de Apel. Cu recomandări, cu dreptul de precedent. A fost cum? Stați, domnul, este Constituția Republicii Moldova care spune în mod expres ce se ocupă Curtea Supremă de Justiție. Păi, normal. Altă treabă că asta nu va avea efect. Eu ce am vrut să... Nu, dar esența de la șasa, domnul Boțan, nu se schimbă. Oricum, se primește, eu vă explic de ce. Se primește, deci, acum, din perspectiva voastră, cum o spuneți, că oricum rămân două instituții, Procuratura Generală și Curtea de Apel, unde se vor concentra toate aceste acțiuni și vor fi blocate. Așa cum se întâmplă și astăzi. Uitați-vă, vă rog, câte scandaluri noi le avem de aceste două instituții, Curtea de Apel și Curtea de Apel. Dar nu putem să spunem că nu se fac schimbări acum. Se fac și destul de profunde se fac. Păi se fac, dar uitați-vă cum ce se întâmplă în justiție. Dumneavoastră doar observați câte cazuri, câte... care sunt scandaloase, de fapt, da? Și care, până la urmă, nu se finisează absolut fără nimic. Asta, nu. Bine, domnul Sărbiu, eu nu înțeleg un singur lucru. De ce unii fac acest lucru, dar alții tac? Poftim? De ce unii fac, dar alții tac? Doamna Morag, uitați-vă, iată, eu pot să vă dau zeci de exemple, că permanent am scris în mass media despre aceste lucruri, da? Câte acte de corupție noi am avut? Uitați-vă chiar zilele acestea, da? Observăm, la Moldova, la Ministerul Ecologiei, se fac transferuri de bani, la alte ministere, la transporturi, la educație. Și uitați-vă, nicio reacție nu avem din partea Procuraturii, sau chiar dacă avem, nu avem niciun dosar finalizat până la capăt. Dumneavoastră credeți că, iată, din toate dosarele, scoate toate scandalurile care le-am avut până acum, măcar un funcționar. Hai să luăm dosarul autobuzilor, măcar. Iată un dosar îl luăm, da? Cu procurarea această frauduloasă sau dubioasă autobuzilor. Eu am foarte mari dubii că șefii sau rechinii care au participat în aceste tranzacții vor fi penalizați. Vor fi penalizați niște șefi de direcție sau ceva mai jos încă. Asta este precis. Iar rechinii, da, vor rămâne, bine mersi, sub imunitatea politică sau mai nu știu care. Iată unde este problema cea mare, da? Deci eu zic că mimăm. Noi mimăm lupta cu corupția, fiindcă noi penalizăm pe ăștia mici. Și facem anumite reforme cosmetice, care tot sunt benefice până la urmă. Dar în esență sistemul nu se schimbă. Corupția, deci, devine instituționalizată și devine sistemică. Iată, dacă operăm cu termenul domnului Bine, eu pur și simplu înțeleg când acest proces se va opri, pentru că totuși un sistem care este profund corupt, la un moment dat începe să se autodistrugă, pur și simplu. Și acest moment se va întâmpla. Oare ei nu înțeleg acest lucru, care trebuie măcar ceva de schimbat, că... Să nu fie distruși cu totul. Să nu se nemicească între ei. Dar revenim după o scurtă pauză și discutăm. Rămâneți cu noi. Am revenit la fabrică.
Discutăm că actualul sistem ori se va autodistruge, ori se autosalva. În ce credeți mai degrabă, domnule Tulburan? Este înțelegerea asta la partenerii noștri externi de atâta, nu numai de atâta, dar inclusiv de atâta dumnealor insistă asupra acestor reforme, care sunt precondițiile acordării Republicii Moldova acestor două acorduri despre care vorbim, care vor urma anul viitor sau nu vor urma, vor vedea, acordul de asociere și de liber schimb. Însă nu există această înțelegere aici, în Chișinău. Ei nu înțeleg, acești oameni nu înțeleg că ei sunt condamnați, de fapt. Mai devenim sau mai târziu, sistemul ăsta va distruge și va distruge pe ei. Cum se va produce această distrugere, noi nu știm acum. Ia duceți-vă aminte, în 2007 cineva vedea vreo alternativă guvernării comuniste? În 2007, nu? 2008 parcă a apărut acolo ceva. Și schimbarea s-a produs în 2009. Acum tot pare că nu există alternativă. De-aia va veni. 2007 era Moldova fără coroană, Moldova fără comuniști. Deci era... Zici, erau, dar alternative reale. Nici Occidentul nu... S-a dovedit a fi reală, nu? Nici Occidentul nu... Nici Occidentul nu vedea alternativă aici. Ia duceți-vă aminte după evenimentele din aprilie 2009. Emisarii europeni cum alergau și ca intermediari între partide încercau să găsească acest vot, să depășească criza și blocajul politic. Noi ținem minte foarte bine. Acum, toate discuțiile astea, corupția devine o parte a sistemului. Ea însăși este sistemul acestei guvernări. Combatem corupția, dispare această guvernare, dispare clasa această politică, dispare această tradiție politică. Nu care are 3 ani, are mai mulți ani. Noi putem spune că are 20 de ani. Noi, într-adevăr, trebuie să resetăm Republica Moldova, să resetăm tradițiile politice și așa mai departe. Acum, tot toate aceste... Dacă e să trecem la practică, asta când se va întâmpla? Când comuniștii vor începe să ne povestească cum au funcționat toate schemele pe care ele le-au creat și acum ăștia se folosesc? Uitați-vă ce se întâmplă. Reprezentanții actuale alianțe vor începe să divulgă niște secrete. Uitați ce se întâmplă. Noi o să alegem președintele și o să înceapă să schimbe lucrurile. Mesajul ăsta a fost nu numai pentru uz intern, a fost pentru partenerii externi. Și ăștia și până acum vin și spun că asta a fost o mare realizare, legea președintelui. Gata, aveți CNA-ul, aveți CNI-ul, ce vreți? După asta CNI-ul, conducerea acestor agenții, a fost așezată lumea, nu se întâmplă absolut nimic. Acum o să ajungem la summitul din Vilnius, dacă o ajunge până atunci cu bine. Nu știu, va fi semnat, nu va fi semnat acest acord, aceste acorduri. Iar lumea se convingă că, fraților, nu se produce nimic. Toată lumea încearcă să mimeze anumite schimbări, numai de aceea, pentru că partenerii externi le dau parale și le pun aceste condiții, pentru că asta este, de fapt, unica realizare sau unicile realizări cu care ăștia pot veni la alegeri. Și când o să ajungem în 2014, asta ne convinge că toată lumea nu a făcut absolut nimic. O transformat corupția în virtute, pentru că acum uitați-vă ce psihologic se schimbă. Nu, că toată lumea, care-i idealul unui tânăr acum? Să aranjeze undeva la lucru la stat, într-o poziție unde poate pune semnături, accepta ceva sau refuza ceva, acolo unde poate lua mită. Cine-s eroi tinerețului? Oligarhii, raiderii, ăștia care, băieți descurcăreți, care pot face bani. Adică toată societatea este distorsionată, este deformată din toate punctele de vedere. Bine, totuși, asta e un sistem care, într-adevăr, noastră aveți dreptate, nu poate funcționa. Istoria este foarte simplă. Iată, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în alte țări, trei procurori asigurate securitatea, care au facultatea de drept și au 5-6 ani experiență, într-o lună... Și care vor fi gata să aibă soartă lui comisarul Cătania. Și care sunt gata după asta să părăsească țara, pune ca raportul și spune, ia că numele oligarhilor, ia câtă proprietate, ia câtă cum s-o furat în toți acești ani. Într-o lună. Domnule Chertoacă, istoria arată. Sistemul cum suntem în așteptarea lui Godoy. Sistemul cum poate fi distrus? Dar asta nu... Ori apare așa numită forța a treia și distruge acest sistem din exterior, ori o bucată din sistem
se despartă și începe să vorbească despre ce se întâmplă. Care este a treia? Și noi nu trebuie să inventăm tot felul de istorie, fiindcă multe societăți au trecut prin aceste faze și sunt astea ține de cunoștințe elementare, formale, care noi nu suntem, nu avem aptitudine, nu suntem aroganți și nu putem utiliza, aplica aceste cunoștințe în situația concretă a Moldovei. Prima, care este o axiomă în politologie, un sistem oligarhic nu se oprește niciodată, fiindcă motivul principal este lăcomia, până când nu distruge baza pe care parazitează. Dar Lenin despre imperialism asta... spunea, domnul. Nu, asta despre oligarhie. Doamne, nu știu, l-ați citit prea atent pe Lenin, probabil. Despre oligarhie. Se vorbește despre oligarhie. Ești gata pentru... Regimul bolșevic este unul oligarhic prin definiție. Prin definiție este oligarhic. Politbiroul a fost oligarhia sistemului sovietic. Asta e ca cei care înțeleg ce s-a vorbit. Formii colective de luare de decizii, nu? Este un fel de politbiro, nu? Exact. Haideți să jucăm în cuvintele astea. Deci, varianta care putea, o opoziție constructivă care cunoaște esența fenomenului, mobilizează forțele sănătoase, oprește procesele de dezintegrare și putrefacție și face ordine. Nu este cazul Moldovei. Da, aici apare forța treia. Aceleași forțe sănătoase în afară contextului politic actual, fiindcă stânga faramițată, pe dreapta două, trei partide satelit și una antinațional cel mai galegios. Nu este forță, nu este masa critică pentru a consolida. Orice încercare din aceste mai multe sărăcii să face o bogăție, cum spunea bunic mea, este eșecul total. Care este momentul cel mai specific pentru Moldova? Este varianta a patra. Occidentul are nevoie, în primul rând, de o guvernare pro-occidentală, fiindcă nu vrea pe comuniști, deci înapoi, și comuniștii au declarat suștare că sunt orientarea geopolitică, este Federația Rusă. Este Rusia, Evrazesul și Uniunea Vamală. Da, aici este o anumită dimensiune geopolitică care are impact asupra politicului, asupra situației interne. Occidentul ne va ajuta. Doi, pentru a nu ca comuniștii în istorie vină, da, te caloși de ai noștri. Adică nu e lumea, asta este aspectul machiavelic a politicului, inclusiv în Moldova. Doi, Occidentul are nevoie de cooperare și colaborare și sprijin actuală guvernare pentru a securiza frontierele. Ori aici, semnarea acordului de deci liberalizarea vizelor, nu călătoria fără de liberalizarea, depinde de aspectul securizarea frontierelor. Pentru asta ele spun, luptați cu corupția, mai ales în structurile de forță, mai ales Ministerul de Interne, toate structurile care combatem și faceți și mai mult ca atât. Noi o să vedem bani. Nu asistența aceasta de 100 de milioane pentru a păstra deci echilibru în sfera bugetar-fiscală, ca să vină investițiile. Și aici au spus, faceți more for more. Economia voastră nu depinde de criza economică, asta sunt cai verzi pe pereți. Noi avem remitențe, 3 miliarde, ele vin indiferent de criza economică. Este o deformare totală a economiei care este axată pe servicii și toată economia de la comuniști încoace este sustragerea acestor miliarde de bani prin anumite scheme în buzunarea anumitor oameni. Uitați-vă complexitatea problemei. Aici trebuie abordare sistemică, clară, competentă, profesionistă. În realitate, din toate aceste variante, într-adevăr este necesară o forță constructivă, patriotică, responsabilă, care convențional noi numim forța treia. Ea nu va apare ca Minin și Pojarski. Ea nu va apare ca Mirian Pugaciov. Ea apare doar construită de un grup de oameni responsabili, care își asumă, deci, curajoși, care știu că acest lucru este momentul potrivit pentru apariția unei astfel de forțe. De unde sunt acești curajoși, domnule Chertan? Aici. Toți să aici. Uitați-vă, patru deja e aveți, șase. Domnule Ceanu, recent am auzit un scenariu foarte interesant, din punctul meu de vedere. Iată, de fiecare dată se vorbește despre forța a treia și nu știu ce, se prezumă neapărat că această forță este una extraparlamentară, un partid care deocamdată nu există, dar de ce nu se admite un simplu fapt? Poate și în ziua de astăzi, în cadrul partidului din AIE, există forță sănătoasă care înțeleg că lucrurile merg într-o direcție greșită și la un moment dat s-ar putea rupe de la toate partidele sau de la două sau eu nu mai știu și se formează acest... Se apară acest curajos. Sigur, și noi am vorbit odată aici într-o emisiune la fabrică, am vorbit despre chestia asta că forța... Pentru că în cadrul AIE lume discută, știți foarte bine. Forța a treia se găsește inclusiv și în interiorul AIE-ului. Și știu foarte bine ce se întâmplă. Așa este. Iată un exemplu cras. Pe mine foarte mult mă interesează. Eu cer scuze că vă întrerup, iată, scrie Victor Ciobanu, comentatorul Argumente Fakte. Trest можно... Треснуть только... Треснуть только изнутри, не буду говорить. Можно треснуть только изнутри. И адеварат. Деть, уйтаться вам.
Iată atunci Filat. Da, tancuri în început... europene n-a să vină la noi, asta e precis. A, da, asta cu siguranță. Atunci când Filat a început lupta aceasta cu, cu Păpușaru, da? Ce a fost asta? A fost o încercare a două clanuri oligarhice să, să regleze conturile? Evident. Sau pentru, pentru domnul Chiotacă, evident. Pentru mine nici pe departe nu este evident. Nu, sau a fost o încercare din interior. Și atunci eu aici mai degrabă, iarăși mă întorc la o teză pe care ați lansat-o. Cine de fapt este Filat, cine este Leancă, cine este partea aceea care, despre care noi, pe care noi încercăm să prezumăm în interiorul Alianței? Sunt oamenii care nemijlocit sunt legați cu, cu Europa. Cu forța treia. Cu aceia care doresc ca aici să apară o forță a treia și care să creeze ceea ce trebuie să fie. Ar putea să se întâmple că pașii, unii pași sau mai mulți pași acestor oameni nu sunt pornirile lor personale, ci sunt niște imbolduri care vin din exterior și îi spun da, voi o să continuați și mai departe să, să primiți susținerea noastră, dar pentru asta trebuie să faceți așa, așa, așa. Și atunci... Eu îmi închip, dacă un om vrea să facă deci carieră politică, eu am fost în politică, eu cunosc puțin psihologia politicienilor. Dacă este un om care cu adevărat este axat, deci nu se conduce în exclusivitate doar de, de valorile acestea oligarhice. Eu, iată, eu să fiu, hai să spunem așa, toată puterea să o concentrez în mâinile mele și plus la toate, buzunarele mele să se umfle de dimineață până seara, în permanență. Dar mai există și alte criterii. Oamenii se conduc, pur și simplu, vreau să mă realizez în, în domeniul acesta profesional care se numește politicul. Vreau să fiu un lider recunoscut și așa mai departe. Nu putem să negăm aceste lucruri. Asta e, tot, iarăși ține de politologie. Și dacă chestiile acestea există, atunci cu siguranță există această forță a treia în interiorul Alianței. Mai mult vreau să vă spun, dacă acolo, în interiorul Alianței, nu există această forță a treia, în zădar mizăm pe această forță a treia. În exterior, fără ajutorul acelora care sunt în alianță, această forță a treia în exterior nu este capabilă să facă ceva. Dar forța a treia este inamicul alianței. În formula de astăzi, da. În formula, sau mai bine zis, hai să spunem, a unei părți alianței, a unui segment de activitate acestei alianțe. Am avut noi dreptate când strângam jos alianța. Nu, nu poți tu alianța să o recepționezi ca ceva absolut omogen. Este foarte heterogen. Dumneavoastră pledați pentru ca în cadrul alianței să se nască un nucleu care să distrugă alianța. Da, s-o distrame din interior. S-o distrame din interior, așa cum spune colegul nostru. Eu sunt convins că dacă această alianță se va reproduce unul la unul după alegerile din 2014... Plecăm cu toții. Asta o să fie o mare nenorocire pentru... Plecăm cu toții. Nu, știți, domnul Sarău, eu aș accepta ideea de asta că... Nu, categoric sunt de acord că în interiorul partidelor care se află, care se află acum la guvernare sunt foarte mulți oameni responsabili, sănătoși. Adică care, într-adevăr, au venit ca nu numai să facă carieră politică, dar să facă ceva... Haideți, după formă, hai să facem ceva ca să fie ghine. Cu sigură condiție. Partidul oligarhic este în realitate, sau oligarhul care își înșgheabă un partid, nu are nevoie de democrație. Formațiunile acestea sunt sărălăuri politice. În momentul când nu este democrație în interiorul partidului, cum să se manifeste niște forțe sănătoase? N-au cum. Da, sunt anumiți deputați, anumiți oameni care nu sunt de acord cu politica liderilor. Da, ei convoacă ședință, îl cheamă pe liderul, spune... Dumneata, ești prim-ministru, nu suntem de acord cu tare, cu tare. Ne-am asumat pro-guvernarea, mai multe angajamente sporite, nimic nu se face. Ce se întâmplă? Noi pierdem pozițiile. Altul a luat un partid, l-a procurat și îl bagă cu tot din adins într-o corporație, în propriu holding, și de fapt îl distruge din interior. Dar asta e treaba lui. S-ar putea că ei nu sunt conștienți. Pur și simplu sunt inconștienți. Al treilea, mimează că este proces de este în opoziție. Acolo nici pe departe, niciodată n-a fost democrație. Atunci a fost întotdeauna ciocnirea diferitor grupări rivale și sunt mai multe grupări, fiindcă astfel liderul se simte mai confortabil, deci în scaună lui de lider incontestabil. Cum din aceste forțe, eu nu mai iau pe Mihai Ghimpu, lăsăm în genere formațiunea asta la o parte, asta e treaba lui Pavlicenko să se discurce cu Partidul Liberal în cadrul alegerilor următoare. Cum în astfel de condiții să apare o forță sănătoasă? Mai ales că apariția unei astfel de fronde
opoziție în interiorul alianței, destram alianță, dar noi avem nevoie într-adevăr de stabilitate. Forța asta treia are nevoie de 2 ani de stabilitate. Noi vorbim despre următoarele alegeri, nu vorbim despre perioada până la următoarele alegeri. Asta este una la mână. Forța a treia poate să se manifeste plenar doar atunci când va câștiga alegerile. Fiindcă atâta timp cât forța a treia se autodefinește ca forța a treia, asta e problema ei personală. Există o problemă. În campania electorală, componentele alianței vor trebui să laude alianța și succesele ei. Cum se va manifesta forța a treia? Va fi toți contra tuturor, ca de obicei. Ei vor merge altfel. Atunci vor pierde toți. Eu am să vă spun cum au să meargă ei. Fiecare o să spună, eu aș fi făcut bine, dar dacă eu, colegul meu, pe mine m-a încurcat. Nu mi-a permis să fac acest lucru. Asta crezi că o să impresioneze alegătura? Este aici tot și o problemă cu forța. Dacă nu o să impresioneze asta, o să impresioneze pachetul cu macaroni. Eu de ce parțial sunt de acord cu domnul Țăranu, că fără o forță din interiorul alianței este imposibil resetarea sistemului politic, mă refer, sau din opoziția de stânga, de ce nu? Vedeți care e problema aici? Uitați-vă, vă rog, iată, în ultimii 3 ani de zile. Mie parcă îmi pare că e adevărat fraza că s-a terminat istoria în Republica Moldova. La ce eu mă refer? Referiți la Fukuyama. Da, păi da, dar în ce sens? Într-un sens mult mai îngust. Uitați-vă, vă rog, la ratinguri. Eu am dat despre Fukuyama, știi unde e Moldova. Da, deci stă Vlad Filat în întrebare deschis cu 19%, stă Voronin cu 17%, se mai schimbă probabil uneori, dar în general aceasta este peizajul. Vedem pe Lupu care cade de la 18% și continuă, vedem Mihai Dimpu stă la 2%, vedem președintele țării ales, da, cu 1%, și uitați-vă că nu mai apar lideri cu rating. Observați, vă rog, fenomenul acesta este foarte interesant. Nu apar lideri cu rating. Dar acest rating, da? Iată stă Igor Dodon, da, cu 1,3-4. Să ne bucurăm pentru ei și ce? Nu, eu nu zic că să ne bucurăm sau să ne bucurăm. Eu vorbesc practic, a înghețat sistemul politic. La noi, parcursul anii. Asta e unul și doi, uitați-vă la partid, e același lucru. Acest lucru se explică parțial prin această cartelizare, dacă mass media este controlat, că sistemul acesta electoral este unul așa cum este. Business-ul este cartelizat și este foarte complicat ca o forță să poată singur, de una singură, schimba foarte tare raporturile. Ori aici sunt de acord cu domnul Tertoac, iată pe a doua fază. Cu ce? Mie îmi pare că Occidentul este foarte bine informat despre situația care există și mie îmi pare că el nu privește actorii alianței în mod, cum să vă spun, egal. Și acest lucru se observă și eu am probe. Uitați-vă, vine Barozo, se întâlnește cu un reprezentant, cu Filat. Îi place lui Filat, nu îi place, ne place, nu ne place. El cu el se întâlnește, da, același lucru face Mertel. Indiferent de Putin, Narâștin și Medvedev se întâlnesc cu prim-ministru. Deja aici a dat să vorbim. Nu, ce rezultate din asta? Nu, stați, Oleac, eu la ce mă refer? Eu mă refer la ce? Că Occidentul, la un anumit moment, și aici domnul Tertoac a spus și domnul Tuburi, ar putea fi cointeresat în resetarea sau în asanarea sistemului de partid din Republica Moldova. Adică ar putea fi cointeresat în susținerea unei forțe care ar substitui unul din partidele alianței care creează anumite probleme în funcționalitatea acestei structuri guvernamentale. Eu când vorbeam, mă referam la un alt scenariu. Am vorbit chiar cu cineva din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană și oamenii îmi spuneau, Natalia, în fiecare partid există lumea care înțelege ce se întâmplă. Și din fiecare partid ar putea să plece cineva de care există. Eu am spus un lucru. Domnul, avem foarte puțin timp, deci haideți să trecem la... Trecem la concluzie, vă rog. Ce ne așteaptă la anul, domnule Tudbră? Nimic nu o să ne aștepte din cele care au fost promise. Din păcate, reforme nu o să fie. Mai au, ăsta e un an până la anul electoral, nimeni nu o să riște să-și bagă capul în reforme structurale. Dar noi vom avea ieșiri din alianță, nu așa cum am avut până acum, dar vom avea ieșiri din alianță și eu din tot sufletul îmi doresc acest lucru, a oamenilor care nu mai doresc să participe la spectacolul ăsta de distrugere a Republicii Moldova. Domnul Țăranu. La anul viitor noi vom semna vreo 2 acorduri foarte importante cu Uniunea Europeană. Acesta este capitalul politic a alianței cu care va merge la alegeri.
Este foarte puțin probabil că alianța se va destrăma și cineva va pleca de acolo. De la putere nimeni nu pleacă. Partidul Comuniștilor s-a destrămat când a plecat de la putere, dar nu când era la putere. Și eu cred că această alianță își va face rolul său, va pregăti condițiile pentru alegerile din 2014, care ar putea să fie o treaptă nouă în dezvoltarea istorică a Republicii Moldova. Domnul Țăr, da? E adevărat. Deci termenul, timpul pentru reformarea, reformele structurale în economie și în sistemul social a fost irecuperabil pierdut. Mai există ceva teren pentru anumite reforme cosmetice în justiție. Poate mai mult decât cosmetice. Pe celelalte segmente, deci eu sunt rezervat că alianța va risca și va avea voința să facă reforme profunde care să-i pericliteze existența. Domnule Chertoacă. Da, s-a păstrat această situație de stagnare, incertitudine, să dea domnul ca să nu ne mirim în recesiunea economică. Doi, da, Uniunea Europeană ne va oferi statut de asociat în domeniul politice și cooperare în domeniul economic. Categoric că nu se va schimba, alianța nu va face reforme, de simplu motiv că, deci, înainte ca să fie bine, trebuie să fie rău. Sunt de acord, s-a pierdut timpul. Deci reformele nu vor merge, nu vor fi schimbare spre bine imediate. Și domnule Moțan, chiar de lungă durată. Cu ce am început, cu ce voi termina, Republica Moldova se vor întâmpla surprize, pentru că Republica Moldova niciodată nu se întâmplă ceea ce trebuie să se întâmple. Eu mulțumesc foarte mult, aș vrea să spun și eu ceva, din păcate nu avem foarte mult timp, eu sper că regia mă va ierta. Dragi telespectatori, aceasta a fost ultima emisiune Fabrica și ultima mea emisiune la Postul Publica. Eu am decis să plec, decizia mea aparține și nu cred că ar fi cazul să vorbim despre motive. Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru fiecare clip pe care ați petrecut-o cu această emisiune, pentru că tot acest lucru se făcea pentru dumneavoastră. Eu vreau să vă mulțumesc pe domnul Boțan, pentru că a fost omul de la care eu am învățat în fiecare zi. Eu vreau să vă mulțumesc pe toți colegii mei, care sunt cei mai buni colegi în această țară, toți cei care stau acum în spatele meu și fac această emisiune posibilă. Eu vreau să le doresc să nu uite că cel mai important lucru în această lume și cea mai mare valoare este libertatea și pacea internă. Eu vă doresc să o aveți și să nu uitați, spuneți ce gândiți. La mulți ani!